poți să fac, Mari. Nu este mai. Am crescut numărul școlilor conectate la internet cu peste 3.000 de școli. Maria, cum ai făcut orele online până acum? Până acum le făceam aici, pentru că în casă nu aveam semnal și mi-era destul de greu, pentru că câteodată bătea și vântul și îmi lua cărțile pe sus și nu puteam scrie deloc. Deci, practic, aici te conectai și încercai să te... Da. Și cum e să faci aproape în copac? nu e bine, da? Am fost obișnuit. Și ca să nu strice media, cum era școala înainte, față în față cu profesorul, s-a chinuit așa toată vara și a învățat. No. Cât uși de puțin, deși semnal nu era, nu putea intra cu toți profesorii, pentru că nu putea, nu era semnal. Câteodată... Cât stătea aici? Păi, depinde și de oră, că nu știu cât ținea ora... Un sfert de oră nu era ca în clasă, să fie cât era 40 de minute ora. Și după aia 10 minute venea în casă sau venea și bea un pic de apă sau se dădea jos din copac, că i-a mărțat picioarele. Se stătea sus acolo în copac, da, nu? Da. Când bătea vântul era mult mai... Sau când ploua nu putea intra deloc. Nu, chiar nu deschidea telefonul, nici nu ieșea afară. Nu. Și așa s-a chinuit. A fost greu pentru ea. Acum... Nu, sperăm și că... Și acum că-i frigul ăsta afară? Merge până, dacă nu plouă și nu ninge, mai merge. E una din situațiile absurde în care se face educație în România. În Codreni, un sat cu câteva sute de locuitori din nordul județului Botoșani, o elevă de clasa 7-a face ore online, cocoțată în copacul din poarta casei. Doar acolo, telefonul ei are semnal. E o situație care, la prima vedere, pare comică, până când îți dai seama de efortul pe care îl face un copil de 12 ani ca să învețe. Prezența Mariei la ore depinde exclusiv de semnal și de vreme. Când e vânt sau ploaie, lipsește motivat. Cum e genul ăsta de școală? Ți-ai închipui vreodată că o să faci școala în copac? Nu. Doamna dirigintă ce spune? Știe problema? Da. Și ce ți-a spus? Mi-a spus să nu... Mi-a spus să nu fac griji, că la un moment dat am spus că nu am semnal acasă și mi este frică să nu rămân corigentă sau repetentă și mi-a să nu fie frică pentru că ei înțeleg situația și se va rezolva. Și ai spus unde mai stai și faci orele? Da. Altă familie cu fetițe de școală, temele de la învățătoare sunt citite pe telefonul vechi cu butoane al mamei, care are semnal doar în fața casei. Deci, practic, ce v-a scris? Care teme? La religii, clasa 1, la pagină. Asta e de ieri. Și ați deschis la pagina aia? Da, și am dat fetița să scrie. Scrie în continuare. 3, 2, 1. Nu, ia mai încă o dată. Nu-i semnal. Acum am făcut comandă de un router, aștept să vină routerul, poate ne putem descurca așa. Câți copii aveți? 3. Și cum e cu școala? E foarte greu. Foarte greu. Una e plecată la Puțureni, aștept de teme pe ea că are semnal acolo. De ce e plecată acolo? Are semnal. Și sora mea, acolo, da, stă la sora mea. Sora mea acolo are router, are tot, are semnal și îmi trimite prin telefon. Cum o trimite prin telefon? Exact? Mesaj. Ce, da. Ce trimite doamna pe grup, filmează așa și îmi trimite acasă. Prin SMS, ca eu pot să lucrez cu dânsul. După ce facem poză și trimitem înapoi. Și pozele unde? Trebuie să căutați semnal sau cum? Da, ieșim afară, ca aici nu. Și afară, facem poză și trimitem la fată. Cum mi se pare în această școală? Foarte greu.
că noi nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Nu numai elevilor le e greu. Singura învățătoare din sat predă simultan la 5 clase, de la pregătitoare la clasa 4-a, iar semnal are doar în fața porții și în grădină. Dar doamne, trebuie să merg în grădină. Da? Unde trebuie să meargă doamna? În grădină. De ce? Când are semnal. Oh. Și de acolo poate să vă da păutemele? Din grădină? Da. Uh-huh. Ați vorbit cu ea și v-a zis asta? Nu, dar ne zicea când plecam la școală. Amândouă faceți la aceeași învățătoare, și clasa 1 și clasa 4, nu? Da, și clasa 2 și clasa 3. Pregătitoare. Da. Și doamna încearcă să vă dea la toți de lucru, să învățați. Da. Și nici ea nu are semnal. La telefon, zici. Doar la în grădină. Am plâns, efectiv, am plâns și noaptea aia nu am dormit. Voastră câte clase practic aveți? Am 5 clase. Și simultane sau cum? Adică cu toate... Da, toate simultan de anul acesta. Și online-ul cum faceți cu fiecare? Vă pregătiți pentru fiecare? Da, pentru fiecare și intru separat. Întâi le scriu pe grup, vă arăt și pe telefon grupul care îl am. Și cu o parte pot intra pe camera web, deci care au semnal mai bun. Deci cu ceilalți scrim pe grup, îmi trimit imagini cu cei ce au făcut, eu îi corectez și tot așa. Și asta e una din problemele foarte mari, semnalul. Da, semnalul. Și la toată lumea cam, adică toți copiii. La toată lumea, da. Aveți cazuri în care efectiv copiii au pleacă de la locuința lor la alți vecini ca să aibă semnal? Da, clar, da. Chiar am o fetiță aici care nu pot intra deloc, n-are semnal deloc. Și ce face? Ce face? Tot așa, prin mesaj. Acum îi corectam, mi-a trimis tema la matematică și îi corectăm. La clasa 1 am propoziții cu semnul întrebării la sfârșit și trebuie citit cu intonație. Copilul, dacă nu-l corectezi, nu știe, mai ales la clasa 1. Și cam asta e. Alin este un alt elev al satului. Este în clasa 7-a și urcă în fiecare zi până în vârful dealului la casa unui unchi care are internet. Eu mă duc la ore. Du-te la ore, du-te. Da. I-ai spus lui Darus. Ce să-i spun? Știi că te-ai dus? Te duci. Eu mai am de lucru aici. Cum e o școală asta online pentru tine? Nu e bine. De ce? Pentru că nu pot să fac ore. Și cum, aici acasă ai cum să te conectezi la internet? Nu știu, nu este semnat. Cum faci ca să reușești să te conectezi la orele online? Mă duc la unchiul meu. El unde stă? Mai la deal. Cu ce mergi la... Cu bicicleta. Cu bicicleta? Acum văd că ți s-a stricat. Da. Ce o să faci, pe jos? Cum o să mergi acum? Merg pe jos. Sunt 4 situații diferite în care copiii și dascălii se chinuie efectiv să facă școală. Pe ulițe, în copaci, pe deal sau în grădină. Când va veni iarna cu viscol, va îngheța probabil și bruma lor de școală online. În satul din nordul Botoșaniului, o școală nouă stă cu lacătul pe ușă, iar pentru copii e sărbătoare când se aud sau se văd unii pe alții pe internet. La televizor aud discursuri fără nicio legătură cu realitatea pe care ei o trăiesc. Am crescut numărul școlilor conectate la internet cu peste 3000 de școli. Am distribuit un număr impresionant de tablete. Am avut N întâlniri cu operatorii de telefonie mobilă să crească capacitatea, să mărească suprafața care este conectată la internet. De 2 luni, educația online se face într-o țară offline. Internetul lipsește cu desăvârșire într-un sfert din gospodăriile României, iar în multe sate, semnalul de telefonie este slab sau nu există.